Salutare tuturor și bine ne-am regăsit la un nou video, o nouă analiză a dimineții pe principalele criptomonezi și, ca de obicei, începem analiza cu Bitcoin Futures ETF. Observăm că încă suntem într-un range specific valului 4 și de aici mă aștept ca prețul să urce puțin pentru marea, să spunem așa, marea coborâre, marele short pe care îl așteptăm de atât de mult timp și apoi finalizarea acestui trend descendent care îl așteptăm de undeva de pe 4-5 decembrie. Deci, ca pentru orele și pentru ziua de mâine, mă aștept ca prețul să mai urce. Poate această zonă sau unde am tratat acest dreptunghi, prețul să coboare. Mergem pe Bitcoin Cash pentru orele următoare. Mă aștept ca în continuare prețul să scadă în orele și în zilele următoare. Avem aici un avem un început de trend descendent și haide să-l și arătăm. Vine 0, 1, 2, 3, 4, 5. Îl pun aici pentru că prețul va coborâ. Schimbăm culoarea să se vadă mai bine. Nu contează, lăsăm așa. 3 oricum va fi jos. 4 așa, 5 și mai jos. Aici avem un pattern corectiv. Haideți să-l și arăt să vedeți ce frumos se pliază Elliott Wave pe A, B, C. Punem 2-ul aici. Punem culoarea galbenă, pe un fundal negru se vede foarte bine. Scoatem acest show wave sau wave. Opa! Cred că mai atins altceva. Aia, wave. Bun. Și mă aștept să această zonă, acest val 3 este format și el din alte 5 subvaluri și de alea avem deja 1, 2, 3, 4, 5, schimbăm culoarea, punem un bleu, un albastru deschis, ceva foarte bine, coborăm gradul și punem, nu știu, minuet. Da, sper că se vede. Dăm puțin zoom mai mare. Doi, trei, patru, cinci. Și deci, mă aștept ca Bitcoin-ul să... ia să vedem. Doiul aici. Vom face așa. Ca să nu vă încurc prea mult cu valuri, că nu știu cât înțelegeți și vă place, o să bifez acest show wave. Ok, da? Și indiferent, dacă aș intra în amănu și aș lua fiecare val și subval, nu știu cât ați avea răbdare să vedeți video până la capăt. Asta este o chichiță pentru mine să știu, pentru că totdeauna după val 4 urmează un val 5 pe aceeași direcție cu trendul și atunci eu pot intra short să mă bucur de 2-3-5% până prețul va crește iară, dar ca și... ca și scenariu mai drept, să spun așa, aveți aceste linii roșii. Chiar dacă acest 3 roșu, prețul va ajunge în această zonă, el nu va fi brusc, ci va fi format din, așa cum am spus, din zigzaguri, din tins de ferăstrău, ca să spun așa, în sinusoidă, într-un final tot aici va ajunge prețul.
Deci mă aștept, indiferent de evoluția prețului, să coboare, apoi iar să urce și apoi din nou să coboare pentru a finaliza un val 5. Mergem mai departe la Ethereum. Ethereum la fel. Facem numărătoarea, dar foarte rapidă. Nu mai intrăm în dichiseli, cum îmi place mie să le fac, pentru că mă ajută foarte mult. Opa, uite, dacă sunt neatent, în loc să fac una, fac altceva și luăm 0, 1, 2, 3, 4, 5. Să las soare, nici nu știu. Nu vreau să încurc graficul. Hai să lăsăm așa. Deci, într-un final, bam, o să șterg. Că o să pun săgeată. Scoatem acest wave. Da? Din această zonă mă aștept ca prețul să scadă, evident, spre finalizarea valului 5, pe undeva pe la 3500. Aici avem un pattern corectiv complex, dar nu îl voi arăta integral ca să nu pierdem timpul. Atunci vom face doar așa. Schimbăm culoarea. Acest 4, ia să vedem ce e de capul lui. Intervin. Înseamnă că trebuie să pun acesta, să-l pun mai mic. Vă place așa cu cerculeț? Parcă mie nu. Minuet, parcă și mai drăgălaș așa. Bun. Și de aici mă aștept ca prețul să coboare și pe Ethereum din această zonă. Punem culoarea roșie. Și un câștig destul de frumușel. Și aici, la fel, avem o chestie foarte frumoasă pe care mă bucur că am descoperit-o, un canal superb. Ia să vedem. Sperăm să acest mini trend ascendent să se oprească, să dea cu capul atât de acest suport cât și de această linie mediană a acestui canal. Și de aici prețul să coboare în această zonă. Deci, semnalul cel mai sigur este spargerea acestei linii inferioare a acestui canal. Până atunci, el jonglează între linia superioară și linia inferioară. Dar mă aștept ca prețul să nu mai urce mai mult de atât, ci să coboare. Mergem mai departe și analizăm Litecoin. Litecoin. Și aici deja avem o bară bearish, să sperăm să trendul să înceapă să cadă, prețul să cadă. Avem și aici un superb canal. Opa. Mă rog. Și ia uitați frumusețea frumuseții. Prețul s-a oprit exact pe această linie mediană și avem o bară bearish de toată frumusețea. Să sperăm că prețul să din această zonă să coboare. Dar semnalul cel mai clar, cel mai curat este când prețul trece de această linie inferioară. Pentru cei care sunt un trader mai agresiv, mai așteptăm să coboare pentru a fi sigur. Pentru cei mai conservatori, se poate intra short și se poate marca un profit undeva pe la 130 de dolari. Pentru că acum am arătat doar o bucățică din acest grafic, dar
targetul este mult, mult mai mare. Deci vom aștepta ca în orele următoare prețul să spargă această linie inferioară și atunci avem un semnal de short curat. Până atunci el jonglează în interiorul acestui canal. Mergem la măria sa, dasul. Avem și aici un frumos final de val 4 și haideți să vă-l și arăt. Avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Foarte frumos, foarte clar, foarte curat acest dash. Putem folosi și aici acest canal. Mai stai unde vreau eu. Corect. Opa. Și observăm că dash-ul a fost mult mai harnic și a străpuns această linie inferioară a canalului. Să fim mai exact, să-l punem aici, da? Să punem exact aceste două puncte. Și evident că așteptăm spargerea acestui canal inferior pe undeva pe la 120 de dolari. Mă aștept ca prețul să se finalizeze prin această zonă. La fel, aici avem un pattern colectiv și haideți să-l doar arăt foarte rapid. Urcăm 4 aici, C-ul aici. Da, nu mai desenez celelalte valuri, că nu este important. Important este spargerea în sfârșit a acestei linii și shortul de rigoare. Ia să vedem ce randament am putea avea dacă am intrat de aici, undeva la 10-11%. Ceea ce este foarte bine, ia să vedem aici cât s-a câștigat. 17% și cu 10-27% doar în vreo două săptămână pe Dash. Iată că se pot câștiga bani foarte frumos pe criptomonezi. Mergem mai departe la Ripple. Ripple, la fel, foarte rapid. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Ce să facem din decembrie și ianuarie? Criptomonezele se mișcă ca melcul și trebuie să avem răbdare. La fel avem aici o corecție. A, B, C, 4 deasupra. Și așteptăm spargerea acestui dublu bottom. Ia să trasăm tot la fel același canal. Acest canal Elliot a fost inventat de un trader american pe care de la el am învățat foarte mult Elliot cu mulți ani în urmă. Deci observați ce frumusețe, prețul se află pe linia mediană a acestui canal și de aici eu mă aștept ori de aici, ori pentru siguranță să se poate intra short din această zonă în momentul când va sparge linia inferioară a acestui canal undeva pe la 0.74-0.75. Deci cam aceasta ar fi și evoluția pe Ripple pentru orele următoare. V-am spus și repet, prețul va urca și va coborî în zigzag. Teoretic nu ar trebui să treacă de această linie superioară. El să joace
să danseze tango prin această zonă, dar țelul final este în această zonă 0,72. Mergem la Bitcoin Cash, da? Bitcoin Cash, tot pe graficul de o oră. Lucrurile la fel. Suntem într-un trend descendent. 2, 3, 4, 5. Oriunde aș da, pe orice criptomonedă aproape, prețul trebuie să scadă într-un final și mă aștept la o cădere destul de mare, în jur de undeva la 400 de dolari. Aici pot să pun și traseul. Deja, uitați ce bară frumoasă a început să se formeze, de bai 54, clar o bară bearish și clar avem un bearish engulfing, ceea ce este un semnal de short. Vom vedea în orele viitoare evoluția prețului și pe această criptomonedă. Dragii mei, cam aceasta a fost analiza pe principalele criptomonezi. Ne întâlnim mâine dimineață. Ce frumos coboară, ce îmi place. Să sperăm să fie și așa. Ia să vedem pe Ethereum. Aici o leacă mai lent. Ia să vedem Bitcoin-ul. Da, și Bitcoin-ul. Ia uitați ce frumos, ce cădere. Să sperăm să pice odată, da? Să aducă bani în buzunar. Sunt deja short și ne pune răbdarea la încercare. Dar ne întâlnim cu o nouă analiză mâine dimineață. Hai! Ceva de genul acesta, da? Of, of, of! Vreau să încadrez totul. Da! Ne vedem mâine dimineață cu o nouă analiză a principalelor criptomonezi. Până atunci, vă doresc o zi minunată, spor la bani! Și să ne revedem cu bine mâine.